Frumoasa moldoveancă, născută în Dulcele Târg al Iașilor la 29 noiembrie 1971, pe numele său Daniela Nane, a practicat balet clasic, echitație, schi, patinaj, înot, a câștigat titlul de Miss România și mai târziu, în 1995, a devenit actriță în urma absolvirii Academiei de Teatru și Film. Daniela da astfel curs unui impuls de când era copil cu vârsta de 3 ani, care spunea că se va face actriță când va fi mare. Prima Miss România, de după evenimentele din 1989, devenită artistă, este repartizată la Teatrul Bulandra, își croiește o carieră impresionantă, carieră încununată cu 3 premii Uniter. Timpul pentru Daniela Nane capătă valențe esențiale, actrița neacceptând să risipească resursa cea mai importantă de care crede că omenirea dispune. Nu-mi place să pierd timpul. Nu-mi place să, când aud, să-mi omor timpul. Cum adică să omori timpul? Când e cea mai prețioasă resursă pe care o avem. Eu niciodată n-am suficient timp să fac câte lucruri mi-aș dori să fac. În 1996, Daniela debutează și în film, unde este remarcată pentru frumusețea sa, talentul și seriozitatea de care dă dovadă. Imediat după această perioadă, actrița, care pe lângă pasiunile sale în not ski, echitație, a dobândit și o licență navală, este din ce în ce mai curtată de televiziuni, fiind prezentă în spectacole alături de nume consacrate ale artei interpretative. Frumusețe, Daniela Nane consideră că poate complica lucrurile atâta timp cât nu este dublată de istețime, acea frumusețe interioară care completează frumusețea fizică. Și probabil o latură a frumuseței interioare deținută de româncă constă în educația creștină care o determină la sărbători să organizeze manifestări artistice, spectacol de genul muzicii și poeziei. Paștele și Crăciunul sunt cele mai importante sărbători creștine. La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde.